Vreau să schimb un pic registru și o salut pe ministra familiei Natalia Intotero. Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Bună ziua și eu vă mulțumesc. Am văzut astăzi o știre și v-am căutat pentru că e un caz care cazul care se tot repetă. O fată de 15 ani din Botoșani era în centru de plasament, da, la DGASPC, a părăsit centru fără să anunțe pe nimeni. În fine, s-a întors de dimineață spunând că a fost, și spunând, nu doar spunând, constatându-se că a fost violată de 3 bărbați și acuzând dureri și așa mai departe. Observ că se tot întâmplă. Copiii aceștia pleacă din aceste centre fără să mai se știe nimic despre ei și se întorc violați, bătuți. Sau în București am avut un caz cu un tânăr care a înjunghiat pe cineva într-o stație de RATB. E o problemă, înseamnă. Da, în primul rând pot să vă spun, conform datelor primite de la Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Botoșani, că vorbim despre o adolescentă în vârstă de 15 ani, așa cum ați afirmat și dumneavoastră, care se află într-un complex de apartamente din Torohoi, în plasament, și care provine dintr-o familie cu probleme. Ea a ajuns în sistemul de protecție în martie 2023 și este la actualul complex din decembrie 2023, părinții fiind de acord, părinții fetei, cu instituirea acestei măsuri. În data de 23 septembrie, adolescența s-a învoit pentru 40 de minute pentru a merge împreună cu o altă colegă din același apartament la magazin. Colega ei s-a întors acasă, adolescenta nu s-a întors, comunicând însă telefonic instructorului de serviciu că va reveni până la ora 22. Nu a revenit până la ora 22, în moment în care acest instructor a semnalat la poliție dispariția adolescentei. A doua zi de dimineață, în jurul orei 6:45, adolescenta a anunțat că este în gara din Trușești, localitate în care locuiește și familia ei, și că se întoarce la Dorohoi cu trenul. A fost așteptată în gară de instructorul de servici și dusă la apartament, iar când a ajuns acolo, așa cum ați spus și dumneavoastră, s-a plâns de dureri de burtă, lucru care a dus la chemarea ambulanței. De asemenea, a fost chemată și poliția pentru a-i se lua declarații cu privire la părăsirea locuinței acesteia. Și vreau să menționez că adolescenții au dreptul să solicite 2 ore pe zi să iasă în interes personal. Dacă un instructor îi obstrucționează, înseamnă încălcarea dreptului și a libertății. Dar, de asemenea, instructorii, în cazul în care adolescentul nu se întoarce în intervalul de timp sau până seara la ora 22, are obligația să anunțe poliția ceea ce s-a întâmplat. Da, totuși ceva e în regulă, pentru că copiii ăștia se întorc, fetele astea rămân gravide la vârste foarte mici, se întorc violate, se întorc bătuse, adică există, consumă droguri. E o problemă. Numai puțin. Adolescenta a mărturisit polițistului că a fi fost violată, a fost supusă unor investigații la spital, precum și a unui test de sânge pentru a depista dacă a consumat droguri sau nu, și cei de la spital susțin că nu ar exista probe în acest sens nici din partea consumului de droguri, nici că până în momentul respectiv că ar fi suferit un abuz sexual. Dar există un dosar în curs și, de asemenea, această adolescentă a mai fost implicată și în altfel de incidente și a beneficiat de mai multe ori de programe de consiliere și internări la secțiile de neurologie și psihiatrie infantilă de la spitalele din Botoșani și Iași. Acum, pentru astfel de cazuri, vorbim de copii care trec prin traume, deoarece ei vin lăsați de familie, abandonați, și pentru un copil este cea mai mare durere când părinții, dintr-un motiv sau altul, nu îi mai caută. Da, doamna ministru, noi, poate reușim cândva să facem o discuție mai largă. Vă aștept și în platou, pentru că eu cred că e totuși o problemă cu modul în care ei sunt lăsați să plece și se întorc și după aia au tot felul de probleme. Mulțumesc mult pentru disponibilitate. Natalia Intotero a fost alături de noi. Vreau să mai fac un ultim subiect.